în Izium, un oraș din Ucraina deținut de forțele ruse timp de 6 luni, până la recucerirea sa de către armata ucraineană la începutul lunii septembrie, zeci de oameni au stat duminică în rând pentru a primi ajutor umanitar. Medicamentele, detergenții și pâinea rămân cele mai necesare produse. Oamenii care au mai rămas în Izium încearcă să se descurce cum pot. Margarita Tkachenko are 3 copii, iar cel mic are 9 luni. În cele 6 luni, atât cât orașul Izium s-a aflat sub controlul rușilor, a locuit în subsolul casei. Într-una dintre ultimele zile până la eliberarea orașului, o rachetă a explodat în curtea casei. Am ieșit din subsol și casa nu mai era. Copiii au stat și au dormit la subsol în timp ce eu făceam curățenie în casă. Am încercat să pun ușile la loc și am început să repar geamurile. Face mâncare la o bucătărie improvizată sub cerul liber. Singura lor sursă de existență este o capră. În prezent, aceștia dorm pe o saltea într-o cameră de la parter. Orașul rămâne fără curent, gaz și apă. Margarita afirmă că spală hainele cu apă de ploaie. Nu am idee ce se va întâmpla mai departe. Lemne nu avem, ne așteaptă o iarnă grea. Ne încălzim cu ceea ce avem, ne spălăm cu apă de ploaie. Când plouă, alergăm cu o găleată să umplem butoiul, sărim în ploaie golind găleata și turnăm apă în butoaie, sticle, un lighean, orice avem. Și spălăm hainele. Forțele ruse au controlat Izium timp de 6 luni înainte de a fi forțate să se retragă acum 2 săptămâni într-o contraofensivă ucraineană. În oraș zilnic ajung ajutoare materiale, iar oamenii fac coadă. Avem copii, avem persoane cu dizabilități, avem oameni imobilizați la pat, avem oameni care au peste 80 de ani, care au mare nevoie de scutece, șervețele, au nevoie de tot. Este o lipsă acută de medicamente. Detergenți sunt puțini. În general, timp de 6 luni de război, nu s-au adus detergenți aici. Nu știu de alte zone. Nu avem săpun, praf, nimic. Potrivit guvernului orașului, în Izium rămân aproximativ 10.000 de locuitori.